ora 10 la școala Mihai Eminescu din Pitești a sunat clopoțelul pentru prima zi de școală. Ceremonia s-a deschis cu intonarea imnului național și slujba susținută de un sobor de preoți. Pentru ca să se trimită asupra școlarilor acestora Duhul Înțelepciunii și al Înțelegerii și să le deschidă mintea și să le lumineze inima lor spre primirea învățăturilor celor bune. Domnului să ne rugăm! Să fie ei bucurie și mângâiere părinților lor! Conducerea școlii și oficialitățile prezente la eveniment le-au urat elevilor mult succes la școală. Am venit să felicit copiii pentru rezultatele pe care le-au obținut la învățătură, pentru că este școala cu cele mai bune rezultate la învățătură. Și vreau să transmit părinților că au făcut o alegere bună când au gândit că trebuie să aducă copiii la această unitate de învățământ. Vreau să vă spun că am venit aici pentru că aici am terminat și eu școala generală, acum 40 de ani. Am absolvit această școală și sunt mândru de acest lucru. Anul acesta, școala gimnazială Mihai Eminescu va împlini 50 de ani. Vrem să fie un moment festiv, un moment deosebit. Să ne bucurăm împreună de această sărbătoare. Cele mai mari emoții le-au avut cei mai mici dintre ele, clasele pregătitoare, care astăzi au pășit pentru prima dată în școală pe sub un pod de flori făcut de colegii mai mari. Și bobocii din clasa florilor au întâlnit-o astăzi pentru prima dată pe doamna învățătoare. Copilași iubiți, voi știți că acum ați devenit școlari? Da! Da, văd că v-ați luat, mulți dintre voi ați venit chiar îmbrăcați în uniformă. Vă dați seama că sunteți atât de mari încât să intrați în școală? Da? Da! Păi sigur că da! De asta ați avut voi emoții. A fost ceva special, nemaipomenit. V-ați făcut copii mari, școlari. Bravo! Chiar dacă astăzi a fost doar prima zi de școală, copiii știu deja ce vor să se facă atunci când vor fi mari. Pompier, constructor, medic sau polițist sunt doar câteva meserii la care ei visează încă de acum. Ai avut emoții azi? Da! Da? Ce-ți place? Ce așteptări ai tu de la școală? Multe! Ce crezi tu că o să înveți la școală? Să scriu, să citesc și toate interesante. Ce vrei să te faci tu când vei fi mare? Director de științe. Polițistă. Constructor. Pompier. Ce crezi tu că o să faci la școală? Să citesc. Și dacă înveți să citești, ce vei face? O să învăț tainele corpului uman. O să înveți tainele corpului uman? Și dacă tu știi tainele corpului uman, tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Medic. Eu vreau să vă spun că așa vă voi saluta de acum. Când o să intru în clasă dimineața, o să zic: bună dimineața, floricelelor! Și voi ce o să răspundeți? Bună dimineața, doamna! Doamna învățătoare! În Argeș, prima zi de școală a fost astăzi pentru 92.000 de elevi și 9.000 de cadre didactice.